Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Mulți, deci, trebuie să încep. S-a publicat acel interviu din Libertatea. Și uite, mă gândeam, uitați-mi chiar interviul pe care l-am acordat eu. Este foarte Libertatea, Libertatea, și mă dau un citat. V-am spus că este un interviu foarte bun, pentru unul din interviurile pe care le-am citit și eu dimineață, deși l-am acordat eu. Eu ce l-o fi scos ăștia, mai e pe aici, mai e pe aici, mai e pe aici. Uite aici, cu trei poze. Interviu Ion Cristoi, așa cum n-a vorbit niciodată, ce admir la Claus Ioan, la Cristian Tropescu și unde crede că greșește Victor Orban. Și unde este interviul? Așa. Se vă merită să-l citiți repede. Dimineața l-am citit și eu și să vă spun finalul, cu antena a treia, așa. Da. M-a întrebat că ar trebui să iau acest citat din mine, poate într-un nesiu mai mare. Deci, doamna Mirela Neag m-a întrebat, voi domnul, sper că nu greșesc, Mirela Neag. La vârsta mea puteam să greșesc și mă las peste picior, spuneați, uite mă, vorbiți de lăudați pe cea care v-a luat interviu și nu știe. Da. Și mă întreabă despre români, cum sunt români? Așa, da? Românii, răspund eu, că aici asta am fost admirabil. Românii sunt un popor de care nu te plictisești niciodată. Românii sunt imprevizibili, pitorești. Ați remarcat că aproape toți occidentalii care vin în România ajuns în asemenea după un an de stat aici. Adică se românizează de aici și vin mulți aici. În fiecare zi, poporul român creează un motiv prin care uimește. De 33 de ani, românii susțin că direcția în care ne mișcăm e cea greșită, dacă te iei după ce spun pe rețelele de socializare, crezi că mâine vor ieși cu toți în stradă și mâine nu iese nimeni. Eu cred că românii sunt mult mai fericiți decât credem noi. Deci, așa este. Vorbesc cu confrați mai tineri din cercul acesta, tot mai strâmt al în care mă văd eu, tot mai este în sensul că încerc de lumea înaltă, ci în sensul că tot mai mulți abandonează ei în acest cerc. Și este, și toți spun, gata, țara stă pe un putere cu pulbere, clocotește, bă, nu clocotește, bă, nu, nu ies. Asta cu direcția greșită de 33 de ani fac sondaje și în sondaj spune, în ce părere aveți de direcția în care merge România? De fiecare dată, trei sferturi din români, indiferent de an, indiferent, spun, merge într-o direcție greșită. Și, adică, merge într-o direcție greșită și merge și în direcția. Nu iese nimeni în stradă. Asta este, a ieșit împotriva lui Dragnea, dar nu a ieșit românii. Eu scos 22, hai să fim serios, 22 decembrie, aici ați doctor. Au ieșit cât trebuia pentru ca rușii și străini occidentali să spună apoi, să zice, poporul a ieșit și cu brațele goale l-a dat jos pe Ceaușescu. Dacă te gândești bine la câte nenorociri erau, nenorociți au fost ultimii ani lui Ceaușescu, trebuia să iasă, cum să spună, toată țara, adică nu 20 de mii, nu cât au ieșit, 100 de mii, ce nu și în București. Vreau să iasă milioane, să fie așa, fiecare oraș, centru de județ, să fie negru de mulțime, să nu mai ai loc pe străzi. Hai. Bun. Încă o dată vă recomand, eu nu citesc interviurile pe care le dau, o citesc foarte puțin, dar de asta l-am citit și l-am citit așa, cum aș fi citit prin interviu dat de unul Cristoiu și unei doamne Mirela Neag și, într-adevăr, chiar mi-a plăcut pentru că sunt foarte multe, inclusiv acest final cu românii,
care sunt mult mai fericiți decât credem noi. Da. Apropo de stilul românesc, de când Partidul Național Liberal a decis să-și ia soarta în mâini și la Sinaia, nu putea să-și ia, decât la munte, acolo la hotel, era într-o vineri, adică să meargă partidul ăsta singur la alegeri, în alegerile de la anul, în România, pe spațiu, în Chișinău, pentru că se evită o realitate pe care o știu pe de rost de vreo 30 ceva de ani. Și anume, cele două partide, PNL și PSD, se ceartă de dimineață până seara, se atacă, se dau în gât, se înjură pe Facebook, se înjură pe Twitter, se înjură pe TikTok. Și după ce s-au înjurat și după ce venim noi, jurnaliștii, spune breaking news, se rupe coaliția, se va rupe coaliția, se vor întrebări. Când pleacă PNL, deodată, după ce s-au certat, votează legi. Astăzi au votat legea pensiilor, dar au votat-o nu în sensul că cu probleme. Au votat-o cu într-o viteză care arată o unitate de nezdruncinat între cele două partide. Apropo de români, a trecut prin Senat într-o zi, prin Camera Deputaților a trecut astăzi și gata, merge la promulgare. Stimați telespectatori, încă o dată, cu ceva timp în urmă, Partidul Național Liberal, prin vocea domnului ministru de Finanțe Boloș, a spus că nu dă aviz favorabil acestei legi ca să fie citită în guvern, că ea trebuia trimisă la Parlament, pentru că nu sunt bazi. Și liberalii au ținut. După asta, domnul Boloș a zis că da, a dat aviz, dar nu e de acord cu legea. Cum era aia? Ea zice, nu, 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 în timp ce se dezbracă, nu, 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 în timp ce se lungește în pan, nu, 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 până în timp ce face și copilul. Nu, nu, nu. Bă, nu, eu am zis nu. Apropo. Și după asta, o săptămână ne-au bătut la cap pe toate rețelele sociale și pe rețelele de înaltă electricitate sociale, fi de curent și de apă, gaz, ne-au spus că nu sunt de acord cu această lege, deoarece ea nu prevede surse. Mă, normal, partidul serios, partidul capitalist, capitaliștii știți, sunt, vă aruncă cu bani pe fereastră ca PSD-și care sunt niște comuniști. Bun. Și toată, în timp ce, Ciucă mereu era întrebat. Și acum, băi, dar și oameni dar se adună ei în coaliție și spune, domnule, gata, ne-au convins. Noi ne-am dus la, ne-am uitat după Ciucă, după Liberal, mă, ce v-a zis domnul Ciolacu? Adică are bani? Zice, nu știm dacă sunt bani, dar cred că trebuie să fie bani. A trecut prin Senat, încă o dată, adică prin Senat, acum câteva zile și astăzi a trecut prin Camera Deputaților în procedură de urgență. Stimați telespectatori, ca să poți să treci o asemenea lege în procedură de urgență, trebuie ca cele două partide să fie unite ca niciodată. Adică, dacă nu ar fi așa, atunci și se trăgăna, în primul rând, că la Senat, de exemplu, unui domnul Ciucă spunea, domnule, nu, noi nu facem într-o zi. 3 zile de dezbatere. La comisii era respinsă, erau respinse anumite prevederi. Nu. Deci am putea spune, titrând așa, coaliția de guvernare a mers ca unsă. Bun. În tot acest timp, ei se înjură. Deci se înjură așa cu tare, dar când e vorba de legi, unde este fundamental, cum am zis, nu se întâmplă nimic. Ei votează. Deci avem de-a face cu una dintre cele mai mari șmecherii politic moldovalahe. Adică ei, amândouă partidele, profită de faptul că sunt la guvernare
cum am zis eu, adică sunt un cuplu care se ceartă nu se ceartă în apartament, ci se ceartă pe terasă. Deci, profitând de faptul că sunt la guvernare, au mare expunere publică, se ceartă în public, zici, acușa cu se rupe, dar nu se rup, ca dovadă acestei legi. Și o altă, sub semnul acestei nu, deci încă o dată, și veni el și ea îl invită la o cafea în aia. Și după asta ea a început să se dezbrace. Și în timp ce se dezbrăca și el o săruta și o îmbrățișa, ea spunea nu. Și apoi s-a lungit în pat goală, nu. Apoi s-a întâmplat și ea zicea nu. S-a îmbrăcat și a zis nu. El a plecat și a zis nu. Și a zis, băi, eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord să mă culc cu ăsta. Dar s-a culcat. Așa și din coace. Ei nu sunt de acord cu legea penală și nu sunt de acord, dar au făcut-o. Bun. Și duminică seara, domnul Radu Berceanu este un pedelist din guvernul PD din echipa aia de aur a premierului Petre Roman, împreună cu Severin, cu mai sunt mulți. Am dat numai așa ce mi-a venit. Și a fost și a dat un interviu la Ionuț Cristache. Ionuț Cristache spune că îl știe pe Radu Berceanu și că ce a zis domnul Radu Berceanu despre PNL, Iohannis și Ciucă, că a zis ca un cetățean și într-adevăr Radu Berceanu a fost unul din politicienii care a știut să iasă la timp, probabil că și-a dat seama că trebuie să plece din politică, altfel îl arestau ăștia. Bun. Domnul Radu Berceanu a spus în gura mare, trecând de fost pedelist, două lucruri pe care liberalii, dizidenții din gruparea care zice, bă, trebuie să facem ceva, să scăpăm de Iohannis, să-l dăm jos pe Ciucă, nu pot să spun în public. În primul rând, domnul Radu Berceanu a spus că PNL trebuie să scape de tutela lui Claus Iohannis. Ia să vedem. PNL-ul nu trebuie să-și mai potrivească pașii cu domnul Iohannis, în nici într-o De direcție. ce? Că e în al 9-lea an de mandat spre al 10-lea sau pentru că s-a Pentru că dovedit nu-l falimentar? interesează. Nu, pentru că nu-l interesează. Nu îl Bine, interesează. domn E Berceanu, un om spun. comod, a văzut Africa, animale, nu știu dacă a văzut și vreun leneș pe acolo, știți, e un animal. Da? Nu-l interesează. De ce să dea directive PNL-ului Păi, și PNL-ul să le asculte dar asta e că nici măcar nu le dă de la directive. un om Ei care tot e... se gândesc ce ar vrea să zică Iohannis. Asta mi se pare superb. Că nu comunică cu ei, înțeleg că le dă mail-uri. Nu le răspunde la telefon, nu are dialoguri telefonice cu ei, până mail, dacă. N-are cu nimeni. N-are cu nimeni. L-ați cunoscut vreodată? Nu. Ați vorbit cu Ba domnul? da, odată m-am dus la centura Sibiu, că era o problemă acolo, Când erați ministru și când dânsul era pe plan local vedetă. și dânsul era primar. Da? Și la un moment dat mi s-a spus, domne, a venit și primarul. Unde e? Și eu știam că de obicei pe toate lucrurile veneau și primarii, că vreau să... Era Să mănânce și important ei acolo. la poză, Nu, da, da. era o centură care scotea Corect, da. traficul din Sibiu, era important. Da. Și este acolo, era la vreo 20 de metri așa, și zice, duceți-vă mă careva și spuneți să vină încoace să... Și a plecat. A plecat? Da, n-a venit. Asta e. Dacă n-a vrut poze. Așa că e singura dată când l-am văzut în realitate. Da. Acesta, scăparea de sub tutela lui Claus Iohannis, este un lucru pe care și-l doresc mulți liberali, dar n-au curaj să-l spună. Și eu pot să suspectez că domnul Radu Berceanu a fost purtătorul de cuvânt. El, nefiind în politică, putea să spună, dar a trecut ca fiind un tip din PDL și unul din liderii PDL și în felul acesta și unul din liderii PNL.
După asta a spus că Ciucă nu are nicio treabă cu funcția de președinte de partid și trebuie schimbat. Ia să vedem. Dom'le, încă o dată. Ciucă trebuie dat jos? Da, neapărat. Adică de ce? N-are nicio legătură cu partidul și cu politica și Dom'le, cu îi campania nenorociți în electorală. seara asta. N-are nicio legătură, nu are ce să caute acolo. Pare rău. Eu repet, poate că e un om, nu poate, sunt convins că e un om cinstit, un om corect care vrea să facă ceva, dar n-are legătură. Nu știe, nu poate, nu e de acolo. N-are cum să conducă partidul în perioada asta. Da. Repet, din punct de vedere, cum vreți, cetățenesc, Radu Berceanu e un cetățean și putea să spun, ca mine, ca Ionuț Cristache, ca toți, nu teoretic, putea să spună orice, că sunt unii dintre noi spun lucruri mult mai dure. Da. Numai că în cazul de față, el a trecut în ochii celor din PNL și din PDL, cu foștilor colegi, ca un fel, ca un om de-al lor. Adică și sigur că cele două lucruri pe care le-a spus sunt lucruri care sunt gândite de foarte mulți peneliști, inclusiv să scape de Ciucă, dar nu au curaj să spună. Deci noi am avut iar o schizofrenie. Așa cum gruparea Ciucă zice, îl critică pe Ciolacu, PSD cu tare, dar la vot, zice, nu și votează, așa a fost și aici. Deci, ei n-au curaj să iasă. Nu, niciunul din ei în public spune, domnule, noi credem că Claus Iohannis face rău partidului tot el în da? Și atunci e un fel de schizofrenie. Adică, băi, ai văzut ce a zis? Asta a fost mare vânzolea de la peneliști. Băi, ai văzut, mă, ce a zis Berceanu? Și toți își frecau mâinile. Bă, ce a zis? Dar de ce nu ziceți voi? Deci, iar avem de-a face cu un partid schizofrenic. Pentru că, repet, bă, până la urmă trebuie să pui odată piciorul în prag, cum era legea pensiilor și era un moment extraordinar, și decât să te certi așa de dimineață până seara, trebuie să faci ceva. Ei nu fac nimic decât dau din gură. Bun. Sub același semn am luat notă de o declarație a domnului Nicolae Ciucă. Domnul Nicolae Ciucă s-a referit la faptul că PNL are o linie roșie în relația cu PSD. Când am citit titlul, zic, păi, dă mine, linie roșie, bă, care o fi linia roșie? Poate cheltuielile, poate legea pensiilor, nu. Linia roșie este, țineți-vă bine, da, așa. Deci, în primul rând, cum liberalii vor vota legea pensiilor și în Camera Deputaților. A fost ședința Biroului Politic Național azi. Așa. Toată lumea aștepta, bă, gata, se rup. Nu, dar nu întâmplat nimic. Sigur că s-a transmis la presă, ce a zis unul, altul, dar încă o dată nu mă interesează de ce zic ei acolo în cazanul lor. Au votat legea și domnul Ciuc a zis așa. Liberalii vor vota legea pensiilor și cam relații. Noi am reușit să mărim cu 40% pensiile în 3 ani, am crescut punctul de pensie, codorom tron și totul cu resurse sustenabile. Am vrut și trebuie să veghem ca și acum majorările să fie sustenabile. Bă, încă o dată nu înțeleg cum, adică trebuie să veghem ca și acum să fie. Ele nu sunt, adică, deci, îi votează legea și teoretic și constituțional, înainte de a o vota, să ți se prezinte, spune, bă, uite, aici sunt banii, da? Lor nu li s-a întâmplat așa, li s-a zis, bă, eu zis, bă, banii. Și Ciolacu a zis, sunt. Și PNL-ul a zis, bă, fiți atenți, nu cumva să nu aveți bani, adică nu era normal întâi să ceară, bă, arătați-ne, ne spunea și nouă. Deci rămâne în continuare că
PNL votează legea, a votat-o, dar veghează ca, ca măsurile să fie sustenabile. Păi ce să veghezi, mă, că ai votat legea și să veghezi să fie sustenabilă. Bun. Și aici mi-a plăcut, sunt limite peste care nu vom accepta să trecem. Una dintre ele este respectarea angajamentelor noastre față de salariile din educație, așa cum ne-am gătit. Deci el spune așa, bă, dacă din ianuarie nu se măresc salariile din educație, cum ne-am angajat, asta e linia roșie, noi ne rupem. Păi, stimați respectători, dumneavoastră chiar credeți că PSD, e vorba de dat bani de aruncat pe PSD-ul, va spune, nu, doamne, nu le mărim. Nu, și ei vor spune, da? Eu când am auzit de linia roșie, am crezut, bă, linia roșie o fi, nu știu, războiul de Ucraina, războiul din Gaza, bă, o fi ceva cu cheltuieli, bă, adică îi spune, bă, linia roșie este următoarea. Nu mărim taxe, dacă încearcă cineva să mărească taxele și impozitele, ca să nu-i plecăm de la guvernare. Era o linie roșie. Sau dacă în termen nu se continuă să se risipească banii, noi, asta este o linie roșie. Linia roșie că dacă nu se dau bani. Păi normal că PSD-ul de-abia așteptă să dea bani. Problema este că din bani ai de unde. Da. Bun. Toate telespectatori, în Argentina a ajuns președinte în turul 2 cu un scor mare, un domn Milei, Javier, hai să zicem că Milei, da? Ia să vedem de pe Euronews, oh, de pe eu s-a făcut 20 de minute, de pe Euronews, cum s-a desfășurat el în campania electorală. Argentina's new president-elect greets the crowds with a chainsaw in hand, a symbol of the radical cuts he's about to make to the state. Javier Milei was elected in a landslide victory after leading a polarized campaign. The right-wing libertarian has vowed to dramatically shake up politics to pull the country out of its deep crisis. His main promise has been to introduce drastic measures to rein in the crippled country's inflation and poverty. At the heart of his economic plan is slashing Argentina's public spending by 15%. The 53-year-old economist vows to rebuild the country by replacing the peso with the dollar, closing the central bank, reducing subsidies on fuel, transport and electricity, and cutting welfare payouts. Inflation in the country has reached 143% in 1 year, with 40% of the population below the poverty line. A social and economic crisis, which Milei says needs shock therapy. Argentina's situation is critical. The changes our country needs are drastic. There's no room for gradualism. There's no room for tepidness. There's no room for half measures. The self-defined anarcho-capitalist wants to loosen gun laws and abolish women's right to abortion. He also plans to eliminate 10 of 18 key ministries, including those of health and education. Javier Milei also wants to rethink ties with Argentina's key trading partners, China and Brazil, but he will face major hurdles when sworn in next month. The country has a $44 billion debt with the International Monetary Fund, its coffers are in the red, and its dollar reserves in the central bank are short, making it difficult to realize his plan to replace the peso. Javier Milei's party is far from having the majority in parliament, with only 38 deputies out of 257, and in the Senate only 8 seats out of 72, which may compromise his legislative agenda. Am văzut. Găsiți un corespondent în România? Da, și o șoac. Deci, principala caracteristică acestei campanii și acest spune acest domnetus este să fie cât mai șocant. Drujba aia a zis că cu ea taie cheltuielile, a zis că desfințează Banca Națională. Deci dacă le iei serios pe chestia în campanie, cum să spun, rezultă că de mâine Argentina e așa. Nu e. De ce a fost votat? Păi pentru acel motiv pentru care și românii vor vota pe Șoșoacă sau pe nu pe Simion, nu de treabă, pe Șoșoacă. Adică vor vota
dacă rămân împreună PNL și PSD și rămân, vor vota pe un tip de-al dracului. În cazul față argentinei, adică el a dus o întreagă campanie împotriva întregii clase politice. O bandită, că e împușcă cu tare, cu tare, cu tare. I-a insultat cu tare. Și în felul acesta, argentinienii care au mari probleme cu deficitul bugetar, băi mă, să-l votăm și noi poate. Măcar ăsta, deci, se va cultiva și la noi, va avea succes candidatul sau politicianul, așa cum face deocamdată doamna Șoșoacă, acel candidat care, despre care mi-a spus, bă, n-are nicio, cum mă crezi, cum să vin cu drujba? Adică, uite că a reușit acest fel de a face campanie și am văzut că l-au votat și tineri și l-au votat și mulți și zic, bă, hai mă votăm, bă, simpatic, restul. De ce? Că a fost un vot împotriva clasei politice. Nu era el, era altul. Deci și la noi, dacă această alianță rămâne și după ianuarie să și trece în anul următor, până la alegerile europarlamentare, românii vor vota, nu știu dacă mă înțeleg, și salția plângătoare. Orice vor vota, vor vota și urșii. Ursul care vine în centrul orașului Sinaia, vor vota pentru că la fel a fost și în Argentina, adică peronismul, clasa politică, politicoasă, cu tare întâi, și a venit unul care, repet, deci argentinienii au votat pe Daniela Șoșoacă a lor. Da. Și aici, se mai trebuie, a avut loc turul al doilea în alegerile din Moldova. A fost un dezastru pentru partidul doamnei Maia Sandu și sigur că propaganda acestui regim de la Chișinău nu diferă cu nimic de propaganda lui Ion Iliescu, fesenistă. De fiecare dată până în 96, FSN-ul, PDSR-ul și PSD-ul spunea, bă, noi avem cei mai mulți primari, da, dar marele orașe erau în mâna CDR-ului, în mâna opoziției, dreptei, da. În cazul de față, partidul ei și ea, domnule, noi avem consilieri primari, da, dar nu are niciun oraș mare primar din partea PAS, da? Păi, stimați telespectatori, dacă n-ai primar la Chișinău, da? Dacă n-ai primar în marele orașe al tău și a oilalți, păi unde trebuie să fie cum poți să spui că e o victorie a pro-europenismului? Pentru că în marele orașe, deci în 1992, pentru prima dată, opoziția cederistă, cum era, a învins la alegerile locale în București în februarie. Țin minte că, mă rog, a fost un mare, pentru că se spunea și că în București, în Cluj, în marile orașe, lumea gândește altfel, mai european decât la sate, da? Ei, având în vedere această propagandă, la Jdiab s-a pus un articol asemănător, un articol care a umplut presa tefelistă și presa de partid și de stat. Hai să vă citești. Presa, aliații președinte Maia Sandu au obținut rezultate bune în alegerile locale, da? Ziare, com. Aici era bursa. Maia Sandu a câștigat alegerile locale. Newsro, aliații Maia Sandu au obținut rezultate bune în alegerile locale după durerea tur de scrutin. Da? Așa. G4 Media, deci au dat această chestie de la Jiab. Sigur au fost și, uite, Libertatea. Corectă. Maia Sandu, niciun mandat de municipiu, alegerile din Moldova, sau chiar până și Digi. Turul de alegeri locale, asta a încheiat partidul pro-european la Maia Sandu, nu a câștigat niciun mandat. Încă o dată, și mai atât spectatori. Da, cei care au scris la Geam, într-adevăr, are primare sătuce și are consilieri. Problema este că în momentul în care tu vii în fața națiunii, cum este Maia Sandu, și spui, votați Europa, votați admiterea noastră în europeană și ruperea de Rusia, normal ar fi ca un municipiu
ca municipiile mici și mari să voteze pe candidatul PAS, candidatul ei, pentru că ele teoretic sunt, dacă nici Chișinău nu mai e pro-european, teoretic, atunci cine să fie? Un Sătuc? Ei, faptul că n-a câștigat în municipii, deci în marile orașe, arată că nici în marile... au câștigat în localități, nici, dar pentru că acolo, oricum, în localitățile mici, întotdeauna se votează cu oamenii guvernului. Deci nu putem să spunem că a fost un mandat pentru pro-europenism. Da. Mulțumesc, la revedere!